Inspectoratul de Jandarm Județean Alba își va întări structurile operative cu noi cadre. Trei sublocotenenți și nouă sergenți majori se vor perfecționa pentru misiuni de ordine publică și comunicare. Absolvenții ai Academiei Alexandru Ioan Cuza din București, cei 12 militari de carieră, au fost repartizați de la 1 decembrie Inspectoratului de Jandarmi Județean Avramian cu Alba. După parcurgerea unui program de integrare profesională, vor fi repartizați la structurile operative. Trei ofițeri, absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Arma Jandarmi și nouă subofițeri, absolvenți ai școlilor militare de subofițeri de la Drăgășan și Fălticeni, au fost repartizați începând cu 1 decembrie la inspectoratul de jandarmi județean Avramian cu Alba. Colonelul Herța Ioan Onac, inspector șef al jandarmilor din Alba, i-a felicitat pentru alegerea făcută și le-a transmis că se așteaptă de la ei să dea dovadă de voință, determinare, competitivitate, curiozitate intelectuală și dorință de lucru în echipă.